după Luca, capitolul 8, de la versetul 22 până la versetul 25, pagina Scripturii, ediția Cornelescu, 997. Evanghelia după Luca, capitolul 8, de la versetul 22. Într-una din zile, Iisus a suit într-o corabie împreună cu ucenicii lui. El le-a zis, haidem să trecem dincolo de lac. Și-au plecat. Pe când vâsleau ei, Iisus a adormit. Pe lac s-a strânit un așa vârtej de vânt că se umplea corabia cu apă și era un primejdie. Au venit la el, l-au deșteptat și au zis, învățătorule, învățătorule, pierim. Iisus a sculat, a certat vântul și valurile înfuriate care s-au potolit și s-a făcut liniște. Apoi a zis ucenicilor săi, unde vă este credința? Plin de spaimă și de mirare, ei au zis unii către alții, cine este acesta de poruncește chiar și vânturilor și apei și îl ascultă? Amin. Vă rog să reocupați locurile. Cunoașteți răspunsul la această întrebare pe care ucenicii și-au pus-o atunci. Este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Amin. El este prezent în mijlocul nostru și ne-a binecuvântat până în momentele acestea. Nu sunt în sănătatea deplină pentru a putea să predic Evanghelia așa cum am eu obicei, dar voi încerca să fac, nu vă ajută cu nimic dacă eu dădeam telefon și spuneam lui fratele, frate, eu seara asta sunt cam bolnăvior, așa, nu pot veni. Eu știu ce înseamnă ca păstorul și așa au dureri de inimă, când nu le mai vin nici colegii, durerile de inimă se acutizează din ce în ce mai mult. Chiar dacă e mai bolnav, chiar dacă e mai suferind, vine, predică și să dea Domnul har. Vă aduc salutări sfinte și frățești din partea Bisericii Betel Dumrăveni Suceava, împreună cu frații Sugariu, slujim acolo în comunitatea noastră. Fratele Iacob a fost nu de mult cu un grup de frați slujind în mijlocul cu nostru, zidind Biserica Domnului și pe calea aceasta mulțumesc că îl mai lăsați și pe el să mai plece. Și în toate și prin toate dorim ca prin slujirea noastră, prin viața noastră să fie slăvit Iisus Hristos. Amin. Am citit pasajul acesta biblic care vorbește despre o traversare a Mării Galilei sau Mării Tiberiade. Domnul Iisus Hristos împreună cu cei 12 ucenici se urcă într-o barcă și doresc să treacă pe malul celălalt. Spune Scriptura, după ce a adormit Iisus, s-a stârnit un vârtej de vânt foarte puternic. Trebuie să vă reamintesc că majoritatea ucenicilor Domnului erau foști pescari. Și pescarul, prin natura slujbei lui, se întâlnește cu furtuni. Și știi că atunci când îi intră apă în corabie, trebuie să o scoată. Și știi că atunci când e în pericol, până la urmă, abandonează corabia și o ia la not. Ce să facă? Majoritatea pescarilor, și dacă nu cumva chiar toți, trebuie să știe să înoate. Și acum spune Scriptura că oamenii aceștia vin la Domnul nu cu o întrebare. Doamne, noi am mai văzut furtuni, ca foști pescari, ca oameni care călători pe Marea Galilei, am mai văzut furtuni, dar furtuna asta e specială. Și vin și pun înaintea Domnului o concluzie, nu e o întrebare. Ei nu spun învățătorule, învățătorule, ce zici că pe data asta? Nu, ci spun învățătorule, învățătorule, perim, s-a terminat. Până aici a fost. Noi am mai văzut stihii, noi am mai văzut furtună, noi am mai văzut valuri, dar asta e ultima care o vedem și atâta tot. Și în timp ce ei erau speriați de ce urma să se întâmple, Domnul se ridică în corabie aceia care erau o coajă de nucă purtată așa pe valuri și spune vântului să se oprească. Și nu peste 3 zile, conform prognozii meteo, se oprește. Imediat vântul se oprește. Valurile se opresc. Și spune Scriptura să mai lasă și o liniște, numai bună de contemplat. Și m-aș fi așteptat ca Domnul să-i lasă pe ucenici să vadă ce poate realiza credința și ce poate realiza numele Său. Dar Domnul le pune o întrebare pe care ne-o pune și nouă de foarte multe ori. Unde vă este? Păi ce credință, Doamne? Dacă furtuna e atât de mare, că suntem siguri că vom muri, că suntem siguri că vom fi scufundați, că suntem siguri că asta e ultima zi, ce credință să avem? Credința că dacă Domnul Iisus Hristos e în corabia vieții tale, El are putere să oprească furtuna. Slăvit să fie Domnul! Călătoria noastră în lumea aceasta a început din momentul când ne-am născut. Și tot călătorim. În seara asta ne-am oprit la un mic port numit Biserica numărul 1 din Becleam. Nu peste mult timp se va spune adunarea liberă, încetul cu încetul îți vei depărta bărcuța ta de aici și nu știu ce te va aștepta în ziua de mâine. Nu cunosc. Poate naufragiu, poate scufundare, poate alte lucruri. Dar aș vrea să-ți vorbesc în seara aceasta despre niște condiții pe care putem să le îndeplinim toți pentru a avea o călătorie fericită și reușită. Pentru că
Atunci când Biblia compară viața omului pe pământ, nu compară cu o călătorie pe uscat, ci cu una pe mare. Călătoriile pe uscat au avantajul că atunci când te-ai rătăcit, întrebi de un polițist, întrebi de un pieton, te oprești și scoli un om din casa lui care doarme și îi spui, domnule, s-am ajuns aici, nu știu unde sunt, nu știu, nu funcționează nici GPS, nici nimic. Spune-mi unde sunt și pe unde trebuie să o iau ca să ajung unde trebuie. Și orice om de omenie îți spune că te-ai abătut de la drum sau poți să mergi înainte. Pe mare n-ai pietoni, nici polițiști, nici și oameni pe care să-i întrebi, băi, te-ai rătăcit pe mare. Marea e una, tot împrejur, vezi numai linia orizontului, atâta tot. De aceea călăuza trebuie să fie în barcă, Doamne ajută! Nu te poți baza pe ce întâlnești tu, că n-ai ce întâlni. Când pe uscat are loc vreo furtună, vreo viscol, grindină, te poți adăposti la orice hotel, la orice motel. Dacă n-ai, intri la un om și îi spui, domnule, lasă-mă să stau 2 ore până trece vijelia asta. Și orice om de omenie te primește și îți mai dă și un ceai. De ce? Pentru că vede care e situația. Pe mare, dacă o izbucnit furtuna, ca și în cazul ăsta, n-ai hotel să fugi în el. N-ai om de omenie să te primească. Pe mare trebuie să ai pe cineva care să știe să oprească valurile și vântul. Și dacă n-ai, constatarea aceea devine faptică. Învățătorile pierim. De aceea e important pentru noi să ne dăm seama de niște condiții pe care tineri și tinere, bărbați și femei, domni și doamne care sunt aici, pot să le îndeplinească ca să poată avea o călătorie fericită. Prima condiție este să-L invite pe Iisus Hristos în corabia vieții lor. Aș vrea să vă spun, stimații mei, că singurul care cunoaște drumul la portul veșniciei, unde ne va întâmpina într-o zi Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, este doar Domnul Iisus. Restul în lumea aceasta s-au născut oameni celebri, oameni deosebiți, oameni care au scris cărți, oameni care au înființat religii, oameni care au dezvoltat filozofii. Însă toți oamenii ăștia s-au născut în lumea asta, au trăit în lumea asta și au murit în lumea asta. Habar n-au unde e portul veșniciei. Habar n-au unde e Dumnezeu și ce este Dumnezeu. Ca noi să putem merge cu siguranță unde ne cheamă Dumnezeu, Dumnezeu a luat pe cineva de la El, l-a trimis la noi, s-a întrupat pe Fecioara Maria și apoi ne ia de aici pe fiecare pe rând, pe rând, odată ce îl invităm în viața și în corabia noastră și ne duce înapoi la Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. De aceea Biblia spune, cine are pe Fiul, are viața. Cine n-are pe Fiul, n-are viața. Pentru că totul se rezumă aici. Îl avea pe Fiul sau nu-l avea pe Fiul. Și Fiul nu intră cu bocanci în sufletul nimănui. Nu te culci seara nemântuit și dimineața, băi, Fiul a intrat, am fost nevegheator, și a intrat Fiul în corabia mea și în viața mea, de acum trebuie să-L iau cu mine, trebuie să-I cer și o chirie până la toată urma, dacă tot e cu mine. Nu vine niciodată Fiul așa. Cu toate că a murit pentru păcatele tale. Cu toate că s-a jertfit pentru viciile tale, pentru stările tale, cu toate că poate opri furtunile vieții tale. Cu toate astea, Fiul nu intră în corabia vieții tale decât dacă este invitat. De aceea cuvântul Domnului spune, a venit la ei săi și ai săi nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit, adică ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copiii ai Lui Dumnezeu. Amin. Oamenii aceștia fac un lucru și anume îl primesc pe Iisus în viața lor. Îl invită pe Iisus în viața lor, cu alte cuvinte spun, Doamne, ai un loc în barca mea, în inima mea, ai un loc în zona aceasta, vreau eu să te invit aici. Și e foarte important pentru noi pentru a verifica. Creștinismul, frații mei, nu se verifică după dărnicia noastră, cu toate că e importantă. Creștinismul nu se verifică după vechimea noastră în pocăință, cu toate că e importantă la maturitatea noastră. Creștinismul se verifică doar prin relația ta cu Hristos, nu cu cultul penticostal, cu toate că e important și ăsta. Creștinismul se verifică acum, în locul ăsta, prin relația ta cu Iisus Hristos. Apostolul Pavel îi scrie bisericii din Corint, care în prima sa epistolă îi spunea astfel că nu duceți lipsă de niciun dar în așteptarea revenirii Domnului Iisus. Deci aveau toate darurile spirituale. În a doua epistolă către Corinteni, capitolul 13, pare mi se versetul 5, el vine și spune în felul următor, pe voi înși vă cercați-vă, pe voi înși vă cercați-vă, nu recunoașteți voi că Iisus Hristos este unde? În voi? Afară numai dacă sunteți? Dar nu este zonă de mijloc, nu e în noi, dar vine. Nu pleca, dar e pe plecate. Nu, nu. Ori în tine, ori ești lepădat.
Asta trebuie să verifici credinciosul. Nu contează câți ani de pocăință are, cât pastorație a făcut. Este Hristos acum în mine în seara asta? Asta trebuie să verifici. Oricare dintre noi. Pentru că El vine să locuiască în inimile noastre, spune Scriptura, prin credință. Adică celor ce cred le-a dat dreptul să se numească copii al lui Dumnezeu. Prin credință El vine să locuiască înăuntrul meu. El este Domnul meu. Și în fiecare seară, în fiecare zi, trebuie să verific relația asta. Dacă nu, rămân un bun penticostal, rămân un bun religios, rămân un om care cunosc o grămadă de bune și rele altora, dar nu l-am pe Hristos. Și cine n-are pe Fiul, poate să le aibă toate celelalte. N-are viață. De aceea, a-L invita pe Iisus Hristos în corabie vieții tale este unul dintre lucrurile cele mai importante ale vieții. Cele mai importante decât orice, mai importante decât căsătoria, decât școala, decât cariera, decât orice altceva, chiar decât vindecarea, după cum bine se vorbea aici. Pentru că asta face diferența pentru eternitate. Când a trecut pe malul celălalt, Domnul Iisus Hristos, i-a ieșit înainte un îndrăcit. Și Domnul Iisus Hristos, iubind ființa umană, n-a îngăduit ca demonii să rămână în îndrăcitul din Gadara, ci le-a dat voie demonilor să iese din îndrăcitul respectiv și să intre în porci. Și porcii s-au aruncat în mare, producând o mare pagubă tuturor investitorilor în carnea de porc. Problema este că oamenii aceia au venit, când au venit au văzut cum pluteau pe apă toți porcii aia, erau cam 3.000 de porci, și au mai văzut ceva, l-au văzut pe omul ăla care umbla dezbrăcat, care îi speria pe toți cu țipitele lor, care locuia prin cimitire și prin morminte, l-au văzut îmbrăcat și întreg la minte, la picioarele Domnului și s-au spăimântat de ăla că era îmbrăcat. Ei nu se spăimântă când ăla țâpă în continuare, când ăla se taie, când ăla se droghează, când ăla răcnește, când ăla e beat, când el cântă la două dimineața și scoală tot cartierul. Nu se deranjează, e normal. Când omul ăla se pocăiește, când el se îmbracă cuvincios, când omul ăla ține la familia lui, dintr-o dată oamenii se sperie. Se sperie, oare și asta se întâmplă cu omul ăsta? De ce? Pentru că omul acela s-a întâlnit cu Iisus. Și acum apare ceva inedit în Biblie. Toți oamenii din zona aceea au venit acolo la Iisus și când au văzut porcii morți, când au văzut pe omul ăsta vindecat, fac o simplă rugăciune la Domnul Iisus. Doamne, te rugăm să pleci de la noi. Frații mei, m-aș fi așteptat sincer ca Domnul să spună la rugămintea voastră și dorința voastră, eu pun oarecare rezistență. Vouă nu vă pasă de ceilalți îndrăciți din zonă? Vouă nu vă pasă de ceilalți bolnavi din zonă? Vouă nu vă pasă că eu aș putea întoarce morții în drum spre cimitir să-i întorc acasă? Că am mai făcut lucrul ăsta. Vouă vă pasă numai de porcii voștri? Văd că Domnul nu argumentează deloc. Și cel mai trist verset din Biblie este acolo că Iisus a plecat. Stimații mei, de foarte multe ori credincioșii vin la Domnul și prin credință îl primesc pe Domnul într-o seară de asta de evangelizare. Și atât se bucură și simt că Domnul a venit în viața lor și au o bucurie extraordinară. Dar după aceea Domnul îi spune, fii cinstit în afaceri cu partenerul tău. E, las că și el mă țăpuiește pe mine, mai țăpuiesc eu pe el. Și așa, vorbește frumos cu soția fratelui tău. Vorbește frumos cu ea. Vorbește frumos cu fratele tău. Vorbește. Când spui da, să fii da. Chiar dacă lucrul ăsta presupune pagubă, te-ai încadrat cu o anumită prestare de muncă la cineva. E adevărat că s-o scumpit. Tu te și vorbește cu omul. Dar nu-l țepui pe om să simtă înșelat. Tu trăiești pe... La un moment dat credincios spune, Doamne Iisus, Tu ești cu sfințenia, cu iertarea păcatelor, cu afacerile sunt eu. Te rog să mă lași în pace. Frații mei, știți câte rugăciuni de astea trebuie? Doar una. Doar una. Tu rămâi înscris în registrul de membri, tu rămâi în biserica Domnului, dar nu mai ai pasiune pentru Domnul. Ai pasiune pentru bani, lipsești de la adunare numai să faci ceva mai mulți bani. Când auzi că altul o țepuie pe altul, dar și are. Trebuie să împărțim lucrurile. Și tot așa. Și dintr-o dată nu mai ești ăla de la început. De ce? Pentru că la tine a rămas harfa acolo. Cântările au rămas acolo. Predicatorii au rămas acolo. Dar a plecat Iisus. În seara asta, stimații mei, v-aș ruga tare mult să vă verificați, indiferent ce vechime aveți în pocăință, împreună cu mine. Cum gadarenii l-au rugat altă dată pe Domnul Iisus o singură dată să plece și a plecat. Noi în seara aceasta rugăm să vină din nou. Amen. Și El va veni, slăvit să fie Domnul. Amen. Fii sigur că pleci din locul acesta cu Iisus din nou în inima ta.
Dă-i voie să ocupe toate compartimentele inimii. Dă-i voie să intre acolo. Dă-i voie să lucreze în viața ta. Primul lucru care am dorit să-l subliniez este: invită-L pe Iisus Hristos în viața ta. Lasă-L să domnească acolo. Și apoi, iubitul meu, nu fă greșeli de genul ăsta, lasă-mă, Doamne, nu. Când vine Iisus, știi să facă și afaceri, știi să vorbească, numai ceri sfatul. Și prin Duhul Sfânt îți va da sfatul. Când greșești, cereți iertare, dar Iisus va rămâne acolo și te va ajuta și te va sprijini. Dar verifică în fiecare zi dacă Iisus este Domnul vieții tale. Doamne, ajută! A doua condiție pentru călătorie reușită. Sunt foarte mulți credincioși care spun: Doamne, așa-s de bucuros că Tu ești Domnul vieții mele, cu Tine mă împac bine. Tu mă binecuvintezi, Tu mă vindeci când e cazul, când trebuie să trec într-o încercare, știu că Tu știi lucrul ăsta. Pe frați nu-mi prea îi sufăr eu. Pe ăștia așa că când chem Tu la mântuire, dacă m-ai întrebat pe mine, ți-aș spune să chem senatori, să chem parlamentari, să chem ingineri, să chem cosmonauți, scafandre, eu știu ce idei mai avem noi să chem. Nu, Domnul cheamă pe cine vrea El la biserica Lui, slăvit să fie Domnul. Cei care fac mofturi suntem noi. Deși nu întreba Domnul pe noi, pe cine cheamă El? Ori nu-i de competența noastră, frații mei. Aptârnă o singură competență la noi, vorbea foarte frumos fratele Cornel aici, să ne rugăm pentru cei dragi ai noștri, Doamne ajută! Și Domnul poate să-i mântuiască. Dar în rest, pe toți ceilalți care îi cheamă Domnul, nu ne treabă Domnul pe noi, îți place figura Lui, îți place felul Lui de a fi. Nu, nu ne treabă și nici nu e interesat de lucrul ăsta. El cheamă la mântuire pe cine vrea. Așa se explică de ce și eu și tu suntem aici. Slăvit să fie Domnul! A meritat vreunul să fie aici? Și acum ne mirăm de ce ne-a adus Domnul la mântuire. Nu găsim în ecuația asta simplă a vieții noastre, băi, de ce m-a adus pe mine Dumnezeu? Sunt oameni mai deștepți, mai capacitați, mai pregătiți ca mine și pe mine m-a adus Dumnezeu la mântuire, mi-a dat Duhul Sfânt, mă păzește cu harul Său. De ce? Și nu găsesc răspunsul, frații mei. Vreunul dintre voi a găsit? Pentru că nu-l găsim. Lucrul ăsta se numește în Biblie har. Este harul Domnului. Atâta tot. Ori, frații mei, a doua condiție pentru o călătorie reușită este să-i lași și pe frați în corabia vieții tale. Spune Scriptura în textul nostru biblic că Domnul Iisus împreună cu ucenicii s-a urcat în corabie. Vă repet încă o dată, suntem disponibili să-L primim pe Domnul Iisus în corabie. Dar Petru să stea acolo. De ce? Odată au întrebat ucenicii: Doamne, avem voie să purtăm săbii la noi? Și Domnul îi întreabă: câte săbii aveți? Și a spus: două avem. Una dintre săbile ale, nici în ziua de azi nu știm la cine a stat, la brâul cui a stat. Pentru că nu ești în evidență, ori a avut, ori nu a avut-o. Una știm sigur că a fost la Petru. Și Petru a fost un tip din asta, un mercenar în armată, nu? A fost un timp care știa să folosească sabia aia romană, Gladius, de 60 cm, destul de buducănoasă, dar foarte eficientă în război. Nu, Petru a fost pescar. El n-a fost padasin. El n-a fost un om care să știe să mânuiască o spadă, mai ales una de aia. El a fost doar pescar. Și spune Scriptura că pescarul ăsta reușește o performanță pe care o reușeau numai mușchetare sau samurai japonezi. Când vine ăștia să-L prindă pe Domnul Iisus, Petru scoate și el sabia pentru prima dată și apucă să-i taie doar urechea robului marelui preot pe nume Malhu. Domnul, bineînțeles că repară gafa lui Petru imediat. Dar a reușit să tai urechea cuiva e foarte dificil. Pentru că urechea anatomic este plasată aici. Dacă dai pe verticală, nu te poți opri doar la urechi cu urechea, n-are oasă în ea, cobori și în umăr și tai umărul. Și dacă tai pe orizontală, tăi setul, nu mai vorbim de nimic. Cum de-a reușit Petru să taie doar urechea? Atât au prins el. El o dat să prindă mai mult. Nu m-a prins doar urechea. Ei bine, când vine Domnul Iisus Hristos, să vezi că și Petru e acolo și are și sabia la el. L-ai lăsat să intre? Cât întreabă în continuu, dar unii s-au cheltuit banii, dar ce s-au făcut cu ăia? Dar zice, în continuu, i-ai pus pe scandal. În continuu, l-ai lăsat să vii? L-ai lăsat să intre? Spune, băi, tu cu sabia ta, du-o la consignație, du-o unde vrei tu, du-o la muzeu, dar tu vii fără sabie aici, că tu ești periculos, măi. Tu ai tăiat deja ureche la cineva. Știți că de foarte multe ori noi alegem pe frați? Și avem tendința asta să-i alegem în mod constant și să facem diferențieri de genul acesta și să ne gândim că unde ar merita și unde n-ar merita. Nimeni n-ar merita. Mi-aduc aminte de un prieten, coleg, când comunitatea lor avusese ceva, niște probleme și niște frați s-au tras deoparte și după ce s-au tras deoparte,
El în vis i s-a prezentat Domnul și i-a spus, ce vrei să faci? Și l-a spus, Doamne, nu mă duc la ei că ei sunt răi. Și Domnul i-a spus, toți sunteți răi. Toți. Bineînțeles că din punctul nostru de vedere a cântărașelor noastre pe care le avem, noi ieșăm o țară mai bună ca ceilalți. Dar în corabie îi primim numai pe o serie care pot intra acolo să fie în corabie. Iubiții mei, a fi în corabie cu frații, ai niște avantaje. Adevărurile biblice, scripturale, au două fațete. Vedeți, dumneavoastră, există bancnota de 500 de lei, momentan la România. Dacă ai o bancnotă de genul ăsta cu o singură fațetă și te duci la un magazin și spui, dumneavoastră, o singură fațetă, dați-mi produse de 250 de lei, care numai o singură fațetă. Îți dă magazinierul sau vânzătorul de acolo ceva? Nu, cheamă imediat poliția. De unde ai tu o bancnotă cu o singură fațetă, băi? Nu cumva n-ai tipărit-o și pe cealaltă când ai falsificat? Nu cumva ai avut probleme de genul ăsta? Pentru că nu există bancnotă numai cu o fațetă. Aș vrea să vă spun, Dumnezeu este dragoste și o să auziți din fațeta asta peste tot. Dumnezeu e dragoste, Dumnezeu e dragoste, Dumnezeu e dragoste. Dar Dumnezeu, cealaltă parte a fațetei, este că este și un foc mistuitor. Aia mai apare undeva. Că valoarea lui Dumnezeu este dată de amândouă fațetele. Ceea ce este Dumnezeu, dacă e numai o singură fațetă, există oameni care eu numai foc mistuitor, continuu. Tu faci o formă de idolatrie. Tu te închini unui Dumnezeu care nu există, după încredințarea minții tale. Dacă pentru tine Dumnezeu e doar dragoste, este o formă de idolatrie. Dumnezeul adevărat este și iubire, dar este și foc mistuitor. Slăviți fie numele. Mântuirea totdeauna e personală. Adică omul îl cheamă pe Iisus în corabia vieții lui și în barca vieții lui. Dar mântuirea asta personală pe care ai primit-o, o duci la bun sfârșit cu frații. De aceea apostolul Iuda spunea, pe când doream să vă scriu despre mântuirea voastră de opște, m-am văzut silit să vă scriu despre credința care s-a dat sfinților dată pentru totdeauna. Dar el avea în vedere un subiect al mântuirii de opște. Ce înseamnă asta? Pentru că atunci când te urci în corabie, fratele meu, tu te expui privirilor celorlalți ucenici care sunt acolo. Tu poți să-i ajuți pe ceilalți ucenici. Ei te pot ajuta pe tine. Eu poate m-am mai spus dumneavoastră când am preluat în 1997 pastorația la Dumbrăveni. Au fost atunci niște frați în vârstă, printre care și bunicul la frate Strugaru, care au venit din partea altor frați bătrâni și mi-au spus așa, frate Virgil, nu știu unde vrei să duci dumneata la biserica asta, dar noi suntem 100 de bătrâni la pensie, deci nu avem ce face. Tătă ziua stăm pe urma ta, să vedem ce vrei tu să faci. Bineînțeles că lucrul ăsta te sperie, băi, dar tu, voi puteți să stați liniștiți la pensie, să vă vedeți de pensia voastră, aveți grija mea în continuu. Nu, frații mei. Când eu, față de alți păstori mai buni ca mine, care s-au dus în jos, am vrut să iau mai pe dreapta, bătrânii ăia și alți frați din biserică au întrebat, frate Virgil, ce faci aici? De ce ai spus cuvântul ăsta? De ce ai făcut așa? Măi, fraților, cum se vede? Nu se vede bine. Pac, m-am retras de acolo. De ce? Pentru că au vegheat asupra mea. Astăzi pot predica la dumneavoastră fără coz, fără absolut nimic, dar el predică bine, dar are în urmă niște datorii, dacă trebuie să munșească, tot să-i plătească lui datoriile. Frații mei, nu există asta. De ce? Pentru că cineva m-a întrebat, frate Virgil, ai împrumutat niște bani, i-ai dat înapoi când ai spus? Bă, dar tu altă treabă n-ai? Nu am altă treabă. Eu nu am altă treabă. Eu vreau să te urmăresc pe matale. Pentru asta trăiesc eu. Ce faci aici? Ce faci dincolo? Știți că președinții de stat au câte 30-40 de oameni, așa, bine antrenați, o să-i vedeți cu niște căști în urechi, așa, mai înalți peste mulțime, antrenați de tot felul, ca nu cumva cineva să arunce cu un ou clocit în domnul Iohannis sau să împiedice pe covorul roșu în fața camerelor de roa vedere. Știți ce salarii au ăia? Beton, toți fie acolo. Eu avem 100 de oameni fără salari, slăvit să fie Domnul. Vreau să te întreb, ai? Unul dintre lucrurile cele mai avantajoase pe care le-am văzut eu în bisericile noastre este tocmai asta. M-am ridicat la Dumbrăveni și ori de câte ori e cazul, mă ridic și spun așa, frații mei, eu chiar vreau să ajung mântuit și salvat. Nu vreau să fie lucruri în viața mea unde e întuneric. Nu. V-aș ruga când vedeți ceva că nu-i potrivit. Nu râdeți de mine, că nu sunteți frații mei așa. Nu râdeți unul cu altul că eu mă duc și dau cu capul de o piatră. Nu-i corect. Veniți la mine și spuneți că vreau să corectez tot ce se poate. Știți că vin tineri. Copiii chiar vin. Spune, nenea, ai conjugat verbul ăla greșit, știi că ăsta e un pleonasm.
M-a speriat cu pleonasmul lui. Trebuie să studiez, să văd ce înseamnă pleonasm. Dar el vine să-mi spună, pentru că are libertatea. Sunt foarte mulți păstori care, băi, nene, vreau să spun ceva. Ce vrei să spun? Stai să-ți întind toiagul la HB roșu. După 3 zile de post, vii să-mi spui de pleonasm. Îi trece și de pleonasm, îi trece absolut tot. Fiți abordabili, frații mei, de toți ceilalți frați care sunt în compania voastră. Fiți abordabili. Lăsați-vă, pentru că foarte mulți dintre noi nu mai suntem capabili să predicăm aceeași evanghelie la generația nouă. Noi predicăm evanghelia la generația trecută, dar ea majoritatea a plecat. Și noi predicăm tot pentru ei, dar generația nouă are alt sistem, altă gândire, alt soft are băgat în școală. Și eu trebuie să mă adaptez să predic aceeași evanghelie la mintea lor, Doamne ajută! Ori pentru asta, îmi trebuie să pot fi învățat. Îmi trebuie să fiu la zi cu lucrurile acestea. Ori toate aceste lucruri se întâmplă când ai pe frați aproape. Și o să mai întâmplă un lucru, frații mei, de care foarte mulți frați și surori nu sunt de acord. Băi, eu sunt la membru, la numărul 1, la Blecleanu, dar chiar îl întreabă, îi interesează pe Iacob sau pe ei, lalți, cum mă îmbrac eu la școală? Dacă am dansat pe catedră? Dacă la serbarea de anul nou sau de Crăciun m-am făcut creșuniță sau moș Crăciun eu? Dar chiar îi interesează? Asta e viața mea privată, domnule. Chiar le interesează? Frații mei, imaginați-vă că eu vin la Becleam numărul 1 și rog bordul de conducere, frații mei, vreau să vin la dumneavoastră în biserică, în corabia asta numărul 1 numită. Îmi dați voie să vin? Bănuiesc că frații îmi dau voie, până la prova contrarie, hai să mergem pe varianta asta. Bănuiesc că frații îmi dau voie. După care eu spun, frate Iacob, unde e locul meu aici? Că nu mă bag în treaba dumitale, nici al fratele Cornel, nici al casierului, nici al dirijorului. Care e locul meu în corabia asta? Eu corabie ca pe timpul Domnului Iisus de lemn. Și îmi spune, frate, vezi, aici e locul dumitale. Și după ce eu spun, domnule, aici e locul meu, voi vedeți vă fiecare de treabă, eu scot o bormașină din asta de lemn, cu un burghiu destul de mărișor, și spun, oameni buni, eu am să dau o gaură în dreptul meu, în pătrățica mea, să vă dați țășunește apă în sus. Dar nu e treaba voastră asta, pentru că asta e problema mea, în dreptul meu, în locul în care mi l-ați dat voi mie. V-aș întreba, dacă eu tot dau gaură în dreptul meu, mă scufund numai eu și cu pătrățica mea sau să scufund de toată corabia? De aceea spune Biblia, vegheați unii asupra altora. De aceea spunea Pavel, este cineva să păcătuiască și eu să nu. Pentru că mă nec, măi omule, tu înțelegi, tu-ți permiți asta la școală, tu-ți permiți asta în afaceri, dar tu mă cufunzi și pe mine, măi. Imaginea pe care o creat-o bătrânii noștri, în cinstea lor, termin imediat, după felul tău de a fi. Sunt oameni care să-ți spună ceva în domeniul ăsta? Sunt ucenici care să te tragă de mânică? Sunt oameni care să-ți prezinte așa ceva? Sau toți cu bormașenile noastre găurim și apoi ne mirăm, băi, de ce nu-i har? De ce nu se mai întâmplă nimic? De ce nu mai crește biserica? De ce mântuiții nu mai vin? De ce Duhul Sfânt nu mai convinge? Frații mei, Dumnezeu nu ne-a dat corabia asta ca nea noi să facem ce vrem noi, ci în corabia asta trebuie să veghem unii asupra altora, câteodată este divâslit, câteodată trebuie să veghem și să ne ajutăm unii pe ceilalți și zic Dumnezeu să ne ajute. Prima condiție pentru călătorie reușită, invită-L pe Iisus în corabie vieții tale. A doua condiție, lasă și pe ucenici acolo. Și a treia condiție, știți unde era Domnul Iisus când a adormit? Textele paralele din celelalte evanghelii spun, era la cârmă. El s-a pus la cârmă și la cârmă a adormit. Și după ce a adormit el la cârmă, a izbucnit furtuna aceea. Aș vrea să vă spun, stimații mei, că și când nouă ni se pare că Iisus doarme, El conduce mai bine ca noi, slăvit să-i fie numele. Nouă ni se pare că doarme, nouă ni se pare că nu știe, nouă ni se pare că nu ni răspunde, dar El conduce mai bine ca noi. V-aș ruga tare mult și v-aș spune, cele mai mari eșecuri în creștinism nu sunt faptul că l-ai invitat pe Iisus în corabia vieții tale sau că ușenicii nu sunt acolo, și că tu stai la cârmă. Doamne, știu eu să fac afaceri, știu eu să organizez politică bisericească, știu eu să fac. Și când ai intrat într-un banc din nisip și când te-ai rătășit pe marea lumii acestea și nu mai știi, spui, Doamne Iisuse, te rog, scapă-mă de aici, scapă-mă de aici, că după aceea nu te mai deranjezi, iar o bucată. Oribiții mei, dacă vrei să ajungi unde trebuie, te-aș ruga tare mult, încredințează-i cârma vieții tale Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Câteodată ți se pare că doarme, câteodată nu-ți răspunde la rugăciuni, dar e la cârmă. Tu accepți faptul că e acolo. Și tu accepți faptul că corabia ta merge exact pe drumul care trebuie. Merge exact prin situația care trebuie.
Toate lucrurile din viața ta sunt cântărite. Câtă vreme Iisus este la cârmă, firele de păr din capul tău sunt numărate, sunt știute, pașii tăi de pribeag sunt cunoscuți și Domnul Iisus Hristos îți călăuzește corabia. Dar tu ești conștient de faptul că Iisus este acolo. Oamenii lui Dumnezeu de-a lungul timpului au trăit mentalitatea aceasta. Eu văd astăzi multă gălăgie la foarte mulți slujitori care vin și spun, Doamne, eu vreau să plec în evanghelizare, vreau să mă duc în Etiopia, vreau să mă duc în Niger, să predic Evanghelia, de ce nu-mi dai voie? De ce nu-mi dai voie? Măi, ți-a spus Dumnezeu să te duci acolo? Ți-a prezentat cumva să te duci acolo? Nu, dar eu vreau, eu, e lucrarea Domnului. Amintiți-vă de Barnaba și Saul, au vrut să intre în misia și Duhul lui Iisus nu le-a dat, bun, ce explicații le-a dat că nu-i de voie? Nimic. Bă, dar voi nu faceți scandal? Cum adică Duhul lui Iisus? Voi, în loc să spuneți, dacă mă duc acolo să înființez un partid politic, dacă mă duc acolo să vând și să cumpăr, dacă mă duc acolo să fac afaceri, da, nu-mi dai voie, de eu mă duc acolo să predic Evanghelia, de ce nu-mi dai voie? Nu pun întrebări de genul ăsta. Pentru că nu se iei la cârmă, Iisus la cârmă. Stimații mei, de foarte multe ori punem întrebări, de ce mie mi se întâmplă așa? De ce ălaltul așa? De ce celălalt așa? Îi semnă că, ia uite, nu cumva în mâna ta e cărma corabiei și Domnul Iisus nu e numai de design acolo înăuntru? Să-l ai și tu, pe în zonă? Dacă cumva te îmbolnăvești mai grav, dacă cumva te-ai rătăsit mai tare, Doamne, du-mă tu-mi drumul cel drept, că din nou pun eu mâna și călăuzesc lucrurile. Frații mei, un credincios, ca să ajungă unde trebuie, trebuie să-i dea cârma Domnului Iisus Hristos. Pavel și Sila au intrat, ne spune cuvântul Domnului, Macedonia, în urma unei descoperiri, predică Evanghelia la Lidia și la casa ei, spune apoi cuvântul Domnului, scoate un duc de ghicire dintr-o fetiță roabă, după care oamenii aceștia sunt prinși, le sunt rupte hainele, nu știm ce firmă aveau hainele lor, dar să știți că pe timpul acela hainele nu erau așa de dese ca acum. Acum nu aveam ce face cu hainele. Dar pe timpul ăla, spunea Domnul Iisus Hristos, tot în preajma acelor evenimente, cine are două haine, să dea una la cel ce? De se recunoștea faptul că există oameni care n-au niciuna. Tot în timpul acela. Ei, i s-au rupt hainele și apoi este bătut pe spinare. Și Pavel în timpul ăsta știe că e cetățean roman. Știe că trebuie, poate să-l apere consulul roman. Știe că el n-are voie să fie violentat deloc, pentru că sunt cetățeni romani. Tac din gură, pentru că cârma nu era la ei. Cineva de la cârmă le-a spus, voi trebuie să ajungeți undeva unde este un om care îi dă de mâncare la întemnițați, care nu iese de acolo, care îi trimite pe altul după lapte, după pătrunjel, după toate celelalte, de el stă numai în temniță, pentru că temnișerii răspundeau cu viața lor de viața celor închiși. Și el stătea numai acolo. Și Dumnezeu l-avea în planul lui de mântuire. Bătuți și plini de răni, îi dă pe mâna temnișerului. Temnișerul care a primit o poruncă din genul acesta, văzându-i bătuți așa, i-a închis în temnița dinăuntru. Și pe la miezul nopții, Pavel și Sila, în loc să vorbească între ei, m-aș fi așteptat în primul rând Sila să-i spună, băi, Pavel, sigur omul ăla care ți s-a arătat ție era din Macedonia? Că noi aici nu prea o ducem noi bine așa. Poate era din altă zonă, băi. Câți frați au o lucrare și după aceea pe traseu o contestă, o gândesc, o așează? Că nu sunt trebuie, nu-ți văd binecuvântări. Nu, nu, ei nici nu-s complic cu asta. M-aș fi așteptat atunci să spună Sila lui Pavel sau Pavel, băi, de ce nu le-ai spus la ea când își dădeau cu joardele alea pe spinare și ne-au făcut vârcile alea, ne-au făcut răni pe spinare? De ce nu le-ai spus că suntem cetățeni romani? Nu, nu, nu. Din spate s-auzea, stați liniștit că corabia trebuie să intre în temniță. Pe la miezul nopții, ei cântau cântări de laudă și se rugau lui Dumnezeu. Și apoi intervine Dumnezeu. Și în noaptea aceea, temnicerul vine acolo. Și temnicerul ăsta nu întreabă ăsta, băi, ce șmicherie ați folosit voi, că v-au căzut cătușele, v-au căzut obezele, s-au deschis ușile, ce șmicherie ați folosit voi? Și-au dat seama acolo că e intervenția lui Dumnezeu. Și omul ăsta nu mai întreabă nimic, doar atât întreabă. Domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu? Și în noaptea aceea temnicerul cu toată casa lui sunt mântuiți. A doua zi, le spune aia mari, hai viteză din zonă, că noi suntem tari în zonă. Și ăștia vin și spun, băi, noi suntem cetățeni romani. Voi ne-ați bădut fără nicio judecată corectă. S-o dat aia repede jos de pe zilțul și a spus, măi, dar noi cetățenii asta avem cu grămadă de bani. Noi ne-am născut așa, frații mei. Și să vă spun de acum încolo ce urmează. Și putea să se răzbune Pavel pe omul ăsta. Putea să se răzbune. Dar dacă se răzbuna pe dregătorii ăia, credeți că Lidia avea viață liniștită? Credeți că biserica avea viață liniștită? Nu.
Pavel a venit și a spus în felul următor: știu că ați făcut așa, nu-i nicio problemă, aveți grijă de frații noștri care rămân aici, noi plecăm mai departe. Ori frații mei, ăștia sunt oamenii care au pe cineva la cârmă și cârmuiește pe unde trebuie să meargă. La ei nimic nu-i la întâmplare, la ei nimic nu-i soartă, la ei este o călăuzire a Domnului, slăvit să fie Domnul. Vreau să închei mesajul meu, pentru că nici nu vreau să vă duc tare departe. Un creștin era prieten cu un evreu și făceau amândoi afaceri. Când câștigau la afaceri, fluierau tătă ziua amândoi. Câștigau. Fluierau, cântau, ăla cânta în evreiește, ăsta întâi cânta cântări creștine. Când pierdeau la afaceri, evreul nu mai putea de șudă. Cum adică un evreu să fie tentat la afaceri? Cum adică să fie? Creștinul conta în continuare. Evreul într-o zi nu a mai putut și a venit la creștin și a zis: băi, pe mine mă enervez. Noi suntem colegi. Normal, când câștigăm, e normal să ne bucurăm amândoi. Dar când pierdem, altul ne ia banii, eu nu mai pot de șudă pe asta. Și tot cânt așa, parcă îmi faci în șudă mie, măi. Efectiv, mă enervez, suntem parteneri. Cum de poți tu să ai bucuria asta? Și asta îi spune: știi că eu ți-am explicat, dar tu nu vrei să mă crezi. Da, cred că îi dai iară cu Shiloh, cu unsul, cu Mesia, cu Iisus, Fiul Mariei, nu-i așa? Da. Dar El e viu, măi, El e viu, El vine în viața ta când tu îl chem. Și asta spune evreul: măi, și-aș putea și eu să-l chem pe Iisus? Da, ai putea să-l chem. Cel puțin poți să-l chem pentru 24 de ore, îi spune asta. Poți să-l chem să încerci, să vezi, îți dă ceva nou, că tu ești evreu, din ăla bazat, cu legea, cu tot ce trebuiește. Dar dacă Iisus este viu, El vine în viața ta. Și poți să fac asta? Da. Și trebuie să fac? Îi plecam amândoi pe genunchi, îți pleacă amândoi pe genunchi, tu repezi după mine. Și spune evreul: Tată Ceresc, te rog în numele Domnului Iisus Hristos să-L faci pe Domnul Iisus și să trimiți pe Domnul Iisus să fie Domn al vieții mele. Să-mi dăruiești bucuria mântuirii și așa cum are creștinul, aș vrea să o am și eu. Dacă tu ești viu, te rog, fă lucrul ăsta. Eu sunt evreu și eu am rămas la cel. Dacă ai ceva nou în prezent. Și asta spune amin. Amin. Și asta întreabă: și acum ce trebuie să mai fac? Nimic. Vezi-ți treaba ta. 24 de ore. După vreo 4 ori îl caută evreul pe creștin. Păi tu știi, când am într-o inimii mele, simt așa o stare de bucurie, băi, o stare de împlinire, am o pași, o liniște. Creștinul spune: băi, lasă, am făcut pe 24 de ore, vii după 4 ore să-mi povestești tu mie treburile astea. Lasă după 24 de ore să vedem ce se întâmplă. După 4 ore poate să fie ceva așa. Să întâlnesc după 24 de ore. Îl întreabă creștinul pe evreu: cum e cu Iisus Hristos? L-a mai luat 24 de ore ca Domn și Mântuitor al vieții mele. Iubiții mei, Iisus este viu, slăvit să-i fie numele. E adevărat că opțiunea maximă este ca Iisus să vină ca Domn și Mântuitor al vieții tale pentru totdeauna. Dar, totodată, frații mei, suntem disponibili de a experimenta în prezența Domnului îndurarea Domnului, bunătatea Domnului și să arăți celor din prejurul tău că această călătorie are un final reușit. Doar dacă îl inviți pe Iisus Hristos și verifici totdeauna dacă e acolo, apoi îi lași pe ucenici să fie în preajma ta, chiar dacă unii sunt mai deranjanți, chiar dacă unii pun întrebări cum nu trebuie. Și apoi, cârma i-o dai Domnului. Și într-o zi, bărcuța ta va opri la portul veșniciei. Să ne ajute Domnul să ne vedem acolo. Până atunci, vă dorim călătorie plăcută. Nu știu ce vă așteaptă mâine sau poi mâine sau în anul care urmează. Întrebarea mea simplă, nu mă interesează ce confesiune aveți. Este Iisus Hristos Domnul vieții voastre? L-ai luat în viața ta și în inima ta? Că dacă l-ai luat pe El, apoi ai frați, apoi poți să dai cui trebuie cârma și viitorul tău va fi asigurat în Hristos. Amin.